Potrivit statisticilor, doar 38% dintre mame alăptează copiii la sân până la vârsta de 6 luni. Chiar dacă, potrivit specialiștilor, laptele matern este cea mai bună sursă de hrană pentru majoritatea sugarilor. Pentru a promova alăptarea la sân, Ministerul Sănătății și reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova, cu suportul Uniunii Europene, organizează caravana alăptării pentru a oferi sprijin proaspetelor mămici și a combate miturile. Vorbim despre beneficiile și avantajele alăptării. Ori în regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății nu se întâlnesc acei 100% pe care ne-am dori ca toate femeile din regiunea europeană să alăpteze. Deci trebuie să vorbim mai mult despre alăptare, despre beneficiile alăptării, atât pentru sănătatea mamei, cât și a copilului, pentru că nu există un început de viață mai sănătos pentru un bebeluș decât alăptarea. Deși alăptarea este o formă biologică de hrănire a copilului în primii ani de viață, datele existente arată că ratele alăpterii sunt mult sub recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Pentru a crește un copil sănătos, e nevoie de implicarea tuturor celor care interacționează cu aceasta, alături de mama copilului, tatăl, rudele, etc. S-ar părea că succesul alăpterii aparține doar mamelor. De fapt, aș putea spune că succesul acestei prime perioade în viața copilului depinde într-o mare parte de atitudinea tatălui. Femeile din Șoldănești care au venit la eveniment spun că asemenea campanii sunt foarte importante și că au aflat multe informații noi pe care nu le-au cunoscut până acum. Alăptare corect începe atât beneficii pentru mamă cât și pentru copil, pentru că să alăptezi corect înseamnă protecția sânului, înseamnă prevenirea cancerului de sân și însuși traumele când atașezi copilul incorect, de multe ori este un impediment de a alăpta mai departe. Multe mame lasă alăptarea pentru că au crăpături, dureri. Copil și sănătos, nu se bolnăvească așa de grabă, cum fel de boli este și s-o cut ca este. Principală sănătate și copil sănătos. Caravana alăptării este la cea de-a patra ediție și este organizată în diferite localități din întreaga țară. Suntem foarte bucuroși de faptul că anume acest eveniment, care este de o anvergură națională, dar este și cu impact mondial, este organizat pentru familiile tineri din localitatea noastră, pentru femeile gravide, pentru femeile care alăptează. Dar, după câte ați văzut, aici sunt și tătici, și mămici, și viitoare mămici, și buniei. Deci a fost interesant ca să participe aici mai multă lume din localitate. Săptămâna Mondială a Alăptării este marcată anual în perioada 1-7 august.